Atacul a fost dat în toiul nopții pe un fond de vânătoare de 10 hectare. Braconieri însoțiți de ogari afgani au hăituit mai multe animale. După ce câinii de vânătoare le-au obosit, animalele, două căprioare și doi cerbi lopătari, au fost răpuse de braconieri. Unde ați găsit biciul? L-am găsit aici, pe drumul de Căruț, la Cătrut din Căruțe, și l-am găsit jos. L-au folosit hoții? Da, l-au folosit hoții. Valoarea animalelor omorâte este de aproximativ 24.000 de euro. Vizat de braconieri a fost și un struț care a reușit să scape după ce a rănit mai mulți câini. Urmele găsite de polițiști la fața locului au dus la identificarea rapidă a autorilor. În fapt, este vorba de 4 percheziții care s-au desfășurat la 5 persoane. Acestea erau bănuite că au braconat de pe un fond de vânătoare situat în comuna Recea 2 exemplare lopătar și 2 exemplare căprior. Asociația păgubită care avea în administrare fondul de vânătoare vrea acum să-și recupereze prejudiciul. Patru animale, două căprioare și doi cerbi lopătari, fiecare dintre aceste animale având o valoare de 6.000 de euro, deci un prejudiciu aproximativ la acest moment de 24.000 de euro. Acesta este al doilea caz de braconaj din ultimul an pe respectivul fond de vânătoare. Polițiștii au făcut și 4 percheziții și au găsit carne de vânat, dar și pieile animalelor braconate.